Moarte extrem de violentă pentru un bătrân de 81 de ani din județul Buzău. Omul a fost găsit fără viață în câmp cu răni grave pe corp. Șocant este că, bănuiți de agresiune, sunt trei copii cu vârste de la 9 la 15 ani. Minorii l-ar fi lovit ca să-i fure banii și bicicleta, iar deocamdată aceștia sunt supuși unor expertize psihiatrice. Bătrânul, în vârstă de 81 de ani, locuia singur în Căldărești, județul Buzău. Trupul lui a fost găsit în via de la marginea localității, dezbrăcat și cu răni grave. Neagă Voinea, fiica victimei, declară: l-a găsit dezbrăcat doar cu căciulă și ciorapi, cu fracturi deschise, că a fost legat de mâini, umilit și bagiocorit. Constantin Chiriță, fiul victimei, a declarat: l-a găsit pe câmp dezbrăcat cu fața în jos. Se auzea prin sat că tata avea bani, dar nu era așa. Un băiat de 15 ani din localitate a fost văzut mergând cu bicicleta bătrânului și a devenit astfel principalul suspect. Bănuiesc că ar fi participat la agresiune sunt și alți doi prieteni mai mici de 9 și 10 ani. Ștefan Ion, directorul Centrului de Asistență Socială Pogoanele: am deschis și noi o anchetă. Băiatul cel mare este la neuropsihiatrie, iar cei doi mici la centrul de primire în regim de urgență al minorilor din Buzău pentru expertize. Provin din familii monoparentale, beneficiază de ajutor social. În general, aceștia nu au creat probleme, doar probleme minore prin școală. Cazul morții bătrânului a fost preluat de un procuror al parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere de la o fermă din apropierea locului în care a murit bătrânul i-ar putea lămuri pe anchetatori. Relatează știrile ProTV.ro.